Doamnelor și domnilor, bună seara! Știm că este vacanță prelungită pentru mulți, că doar o dată în an este 1 mai, dar pentru alții vacanța aceasta nu a venit cu vești tocmai bune. Liviu Dragnea a ajuns aseară de urgență la DNA și are legătură cu dosarul Teldrum. Acestea sunt imaginile în care fostul patron Teldrum o ia la fugă la ieșirea din sediul Direcției Naționale Anticorupție. În momentul în care a văzut că este așteptat de jurnaliști, Fișcuci a încercat să îi evite și apoi a mărit pasul, scena transformându-se într-un maraton pe lângă zidurile instituției anticorupție. Marian Fișcuci fusese citat pentru noi audieri în dosarul Teldrum, în care este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Fostul patron Teldrum este urmărit penal alături de apropiatul lui, liderul PSD Liviu Dragnea. Președintele Camerei Deputaților este urmărit penal în dosarul Teldrum pentru 5 capete de acuzare. De fiecare dată când a fost chemat la audieri, liderul PSD a fost întâmpinat pe de-o parte de susținători, care l-au aplaudat la ieșirea din sediul DNA, dar și de contestatari care l-au cuiduit și au strigat în cor demisia. Aici nu se poate. Procurorii îl acuză pe Liviu Dragnea că, în calitate de președinte al Consiliului Județean Teleorman, a inițiat un grup infracțional organizat, din care au făcut parte funcționarii instituțiilor din administrația publică și persoane din mediul de afaceri. Grupul, spun procurorii, avea ca scop obținerea frauduloasă a unor sume importante din contractele finanțate din fonduri publice. Am fost chemat în același dosar în care am fost chemat și ultima dată de mine am văzut aici, ca să mi se acolo ființă, că mi s-a aprobat cererea care inițial fusese respinsă, de mi se pune la discuție dosarul scanat, adică pe suportul electronic. Astăzi am văzut că nu mai sunteți înconjurat de jandarmi. De ce ați decis să apelați la această cale? Schimbare de strategie. Eu n-am decis niciodată să fiu cu jandarmi sau fără jandarmi, pentru că nu eu condum Ministerul de Interne. Nu, dar sunteți apropiat de Carmen Dan, Ministrul de Interne. După ce veți vedea acele probe, acel CD-ul veți da și declarații sau vă prevalați în continuare de lucrurile? Domnule Dragnea, v-am văzut președintele de la discuție și anume de disputa dintre Claus Iohannis, Viorica Dăncilă. Acum zâmbiți. Ce credeți? Viorica Dăncilă ar trebui să-și dea demisia așa cum cere Claus Iohannis? Doar atâta spun, pentru că nu vreau să fac declarații politice la sediul acestei instituții. Nu are de ce să-i dea de aici. Și are suportul nostru. Dar vedeți cererea pe care a formulat. Deci nu vreau să dau astfel de declarații. Domnule Dragnea, de ce calificați aceste acuzații de grup infracțional organizat? Nu ați anunțat nici problemă, deși aveați termen a doua zi acolo, la înaltă putere de casație și justiție. Nu apărea în programul dumneavoastră oficial. De ce atâta secretomanie ajung la vizite? Nu văd nici. N-a fost niciun fel de secretomanie. Am mai spus. Vă aștept să termin cu adică, nu te mai liniște, nu mai aud eu cum vorbesc. Microfonele captează, n-am spus. Toate microfoanele captează. E coleg, nu e coleg. Scuze. N-a fost niciun fel de secretomanie. N-a fost nimic ascuns. A fost solicitare în biroul permanent al Camerei. S-a aprobat în urma invitației oficiale din partea primului ministru israelian. La înalta curte nu aveam de ce să anunț, pentru că eu plecasem spre înalta curte, mă sfătuisem cu avocatul și mi-a spus să nu vin la ora 1, să vin undeva la ora 2-3, pentru că dacă vreau să mai am ultimul cuvânt, era undeva după 3. Și între timp s-a hotărât să se amână, deci nu aveam de ce să anunț și nu a fost niciun secret. Am dat și comunicat după întâlnire. Deci, eu să despre mutarea ambasadei cu autoritățile izraeliene și dacă ne puteți spune a cui e apanajul acestui subiect, al guvernului, al premierului, al președintelui Camerei Deputaților sau al președinției? Nu vreau să mă duc în fața acestei instituții despre aceste subiecte, pentru că e pe larg săptămâna viitoare, pentru că subiectul este foarte important. Domnul Dragnea, a fost cintarea fostului dacă ați încercat vânzarea unor companii importante, companii de stat, către grupuri de interese din Israel.
Cum răspundeți la acestor acuzații? Acestea sunt înțelegeri. Ați făcut astfel de înțelegeri în ocazia vizitei Israel? Categoric. Dar de ce ar fi spus asta, Victor Ponta, despre mine? Pentru că a ajuns foarte jos. Domnul Ionuț, ați discutat cu domnul Petan în ziua în care președintele a cerut demisia domnului Dăncilă? E o coincidență? S-a sfârșitat mai demult? Sau? Eu cred că și dumneavoastră și eu credem că a fost o coincidență. Ce ați discutat cu domnul Netanyahu? Hai, Cristi, mai în spate. Am spus, în comunicat. Credeți că președintele va reuși să obțină demisia sau demiterea domnului Dăncilă? I-a cerut și demisia premierului Ponta și până în final s-a avut loc. Domnul Dragnea, era necesară prezența dumneavoastră în Israel? Nu făcea față funcției de premier Viorica Dăncilă? Am avut niște întâlniri separate. La cine trebuie să cerem voie ca să putem părăsi țara? Eu credeam că după Revoluție s-a închis interdicția asta. Așa mi-aduc o aminte. Totuși, de politică externă, după președinte. V-ați uitat în Constituție? Guvernul e responsabil de politica externă și externă în urma programului de guvernare aprobat de Parlament. Uitați-vă bine în Constituție. Domnule, vedeți finalul dosarului pe drum, încă el a început. Ce final vedeți pentru acest dosar? Închis, trimis în judecată? Eu sper să se ajungă la adevăr, nu la minciună. Domnule Dragnea, încă ceva, pentru că au fost acuzații că modificarea codului penal se face cu dedicație inclusiv pentru oameni. Eu le resping categoric. Dar cum se face că sunt foarte multe modificări pe care le vor aleși puterii, implicit colegii dumneavoastră, și care v-ar avantaja direct pe dumneavoastră? Nu vreți să vorbim la Parlament, că de-abia a început dezbaterea. Pedepsele alternative, cum vi se fac? Așa și trebuie să facem... Și suntem la DNA, puteți să facem o pedepsă. Domnule Dragnea, au apărut informații în presă conform nu vreau să comentez. Domnule Dragnea, au apărut informații în presă conform cărora domnul ministru Meleșcanu i-a prezentat doamnei Dăncilă un nou memorandum cu privire la mutarea ambasadei. E adevărat și ceva de un al doilea memorandum? Apar n-am. Ce se întâmplă, domnule Dragnea? Este un conflict fără precedent pe scena politică între președinție și premier. Ne amintim, Klaus Iohannis i-a acordat votul de încredere Vioricăi Dăncilă. Acum votul de încredere l-am acordat noi în Parlament. Nu faceți confuzie în termen. Da. Vorbim totuși credeți la rigoare. Credeți că e conflict constituțional și se va ajunge la CCR? Un conflict constituțional și dacă nu mă lăsa să ajung la mașină. Spune domnul Zegrea, am fost în președinte. A mers în Israel, a discutat despre mutarea ambasadei. Care să fi fost motivul sau absența de astăzi de la discuții? Întrebați-l să vă răspundă, a zis că se simte foarte confortabil, deci poate să vă răspundă. V-a anunțat cumva doamna Dăncilă dimineață care intenționa să demisioneze? Nici vorbă. Nici acum, nici atunci când a apărut să reștirile că vrea să demisioneze. Are treabă la guvern. Și acum a vrut să inclusiv o glumă când s-a cerut demisia și că de fapt doamna ar trebui să demisionească, doamna să conduceți mai departe. Bună, doamna. Da. O mini vacanță plăcută. Unde mergeți? Vă rog, domnul Segran a spus că ar fi un conflict constituțional, juridic-constituțional între administrația prezidențială și guvern, asta pentru că doamna Dăncilă n-a mers la acele discuții cu privire la medierea cu BNR-ul. Este un astfel de conflict? Nu există conflict între BNR și guvern. Rămânem tot în zona județului Teleorman. De data aceasta vorbim despre dosarul și insula Belina, căci la DNA a fost chemată și Sevil Shaideh, fostul vicepremier, având acum calitatea de inculpat în acest dosar. Dacă până acum a avut calitatea de suspect în dosarul Belina, la jumătatea acestei săptămâni, Sevil Shaideh a fost inculpată pentru abuz în serviciu. N-a făcut declarații nici la intrarea în sediul DNA și nici după ce a stat de vorbă cu procurorii. Aveți idee de ce v-au chemat? Vă e teamă de ce s-ar putea întâmpla? În același dosar, inculpat a fost și Ionela Stoian, director în cadrul Ministerului Dezvoltării pentru complicitate la abuz în serviciu. În septembrie 2017, procurorii anticorupție au anunțat că Sevil Shaideh este suspectată de abuz în serviciu în dosarul Belina. Pe vremea când aceasta era secretar de stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin acțiunea unor persoane cu funcții publice, părți din insula Belina și brațul Pavel au trecut ilegal din proprietatea statului în proprietatea județului Teleorman, dar și în administrarea Consiliului Județean Teleorman. La câteva zile după acel moment, acestea au fost închiriate tot ilegal, spun procurorii unei firme private. Fiind situate în Albia Minoră, adunării insula Belina și brațul Pavel nu puteau trece în proprietatea vreunui Consiliu Județean prin hotărâre de guvern. Sevil Shaideh a fost citată la DNA și pe 17 ianuarie, atunci când i s-a adus la cunoștință rezultatul expertizei
realizate în dosarul Belina. Experții au finalizat atunci raportul de evaluare a insulei. Această expertiză are niște obiective, le vom analiza și după aceea... Cum vedeți chemarea dumneavoastră astăzi la DNA? Ca să susțină până ceea ce ați afirmat dumneavoastră. Deci până nu văd despre ce este vorba, ce conține această expertiză, eu îmi cer scuze, nu pot să mă pronunț. Surse judiciare spun că raportul are 800 de pagini. Este o procedură, sunt obligată să mă prezint de câte ori sunt citată, am venit, am preluat această expertiză, mă voi pronunța asupra ei. Prejudiciul total în acest dosar este de 8,8 milioane de lei. În același dosar, procurorii anticorupție au cerut Camerei Deputaților încuviințarea urmăririi penale și pentru Rovana Plumb, însă solicitarea a fost respinsă de aleșii puterii. Șaidei este în prezent consilier de stat în cadrul aparatului de lucru al premierului. V-am spus că este o perioadă extrem de tulbure pentru unii, chiar dacă alții au intrat în vacanță, iar cei care au ales să plece, mai exact să fugă din țară acum, de 1 mai, au zis că nu pot sta singuri în vacanța lor prelungită, așa că și-au chemat rude și prieteni pe la ei, chiar dacă asta însemna să meargă aproape în celălalt capăt al pământului. Radu Mazăre, spre exemplu, pare că s-a plictisit singur în Madagascar, iar Elena Odrea și Alina Bica au primit o veste proastă pentru ele, bună pentru procuror și justiție, zicem noi. Radu Mazăre nu va petrece ziua de 1 mai singur în Madagascar. Câțiva apropiații vor fi alături. Printre ei, cumnata fostului edil al Constanței, precum și fostul bodyguard al acestuia, Nicu Rotaru. Cei doi au ajuns deja în paradisul exotic din Africa, de unde au postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii. Și fostul senator Alexandru Mazăre a plecat în vacanță în Madagascar. Anunțul a fost făcut la începutul anului de avocatul lui, la Curtea Supremă, în momentul în care s-a judecat un nou termen într-un dosar în care frații Mazăre sunt acuzați de fapte de corupție în legătură cu construirea de locuințe sociale în campusul Henri Coandă din Constanța. Fostul deputat Alexandru Mazăre este căsătorit cu fotomodelul Cătălina Năstase și au împreună un copil. Aici când se va da decizia sau... Da, o să revin aici. La ce oră, domnule? Nu știu. Ar fi bine să știu. Deci reveniți, nu... Nu fug. Eu nu fug, să știi. Revin acolo unde este nevoie. Cu toate astea, a fugit în Madagascar în decembrie 2017, chiar de Crăciun. A cerut azil politic, semn că se pregătește pentru o lungă ședere în insula din Oceanul Indian. Acolo, fostul edil are un complex de bungalouri. Nici el și nici Elena Udrea sau Alina Bica nu vor scăpa însă de extrădare, deși cu toții au cerut azil politic. Aceștia pot fi extrădați din Costa Rica, respectiv Madagascar, chiar și în lipsa unui tratat bilateral cu România. Conform legislației costaricane și a legislației internaționale, și anume Convenția privind statutul refugiaților, se acordă în doi pași. Primul pas, în primul an de zile, dacă ți se acordă acest statut, el este un statut provizoriu, iar după un primul an primești statutul definitiv. Și cât îți spuneți că nu puteți părăsi Costa Rica? Până când nu dovedesc că situația care a dus la obținerea acestui statut a dispărut. Adică, dacă eu arăt instanțelor de aici că cei care fac abuzurile în România au fost trași la răspundere sau au fost schimbați din funcții. Adică, spre exemplu, acum, dacă domnul președinte Iohannis admite cererea formulată de ministrul justiției și o schimbă pe Codruța Chioveșiu, dacă cei care au intervenit în justiție sunt trași de asemenea la răspundere și retras din funcțiile pe care le au, atunci cei de aici ar putea să îmi permită să părăsesc Costa Rica, să mă întorc în țara de origine și să-mi ridice practic statutul de refugiat. Motivele pe care eu le-am invocat au fost unele de ordin general, și anume situația abuzurilor din România. Crearea unui sistem format din generali și fost generali, ofițeri de securitate, în primul rând ofițeri SRI și șefi ai justiției din România. Deci un sistem care s-a creat și care își elimină adversarii folosind ca armă justiția. Și apoi am prezentat situația mea particulară. Modul în care am ajuns să fiu hărțuită de această justiție între ghilimele a serviciului, a serviciilor secrete, modul în care sunt
se derulează procesele mele, faptul că mi se resping probele elementare, faptul că sunt schimbați judecătorii care au opinii favorabile. În România am fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale, că se pregătesc să mă execute fără să-mi respecte dreptul la un proces corect și echitabil. Am avut o audiere în fața unei comisii din partea acestei instituții care oferă statutul de refugiat, în cazul meu de refugiat politic. Probele pe care eu le-am prezentat și situația pe care le-am prezentat, chiar dacă pentru ei a fost șocantă, au dus la acordarea acestui statut și intrarea mea în procedura aceasta legală de a obține refugiu politic. În San Jose, obții, printre alte drepturi pe care eu le am, am toate drepturile cetățenilor costaricani, am dreptul de a lucra aici, am dreptul la asistență medicală gratuită, am dreptul la asistență juridică gratuită și am reședința în acest moment stabilită în San Jose. Deci am toate drepturile unui cetățean costarican. Conform legislației din Costa Rica, dacă la nașterea copilului care se va întâmpla undeva în octombrie, undeva, adică și să nu se rămân precis, dar da, probabil că natura nu ține neapărat cont de zile, dar sigur în octombrie. Deci dacă la nașterea copilului mă voi afla în continuare în Costa Rica, lucru pe care, desigur, eu mi-l doresc mai puțin, adică aș vrea ca în România lucrurile să se rezolve și eu să pot să fiu un cetățean român care se întoarce în țara lui. Dar dacă voi locui în Costa Rica, atunci copilul se va naște cu cetățenie costaricană. Este vorba despre o convenție internațională din 2003, prin care Costa Rica și Madagascar s-au angajat să nu acorde azil politic celor acuzați de fapte de corupție. Elena Udrea a depus deja cerere de azil politic în timp ce așteaptă sentința definitivă în dosarul Galabute, în care a fost condamnată în primă instanță la 6 ani de închisoare. Același parcurs l-a avut și Alina Bica, cercetată în mai multe dosare de corupție. Așa se face că nici Radu Mazăre nu are o perspectivă juridică mai bună. Unii au plecat din țară, alții au rămas să-și dovedească nevinovăția, iar alții nu au reușit acest lucru și au fost condamnați la 10 ani. Vorbim însă despre acest subiect imediat după publicitate. Am revenit, doamnelor și domnilor. Sorin Ovidiu Vântu și Liviu Luca au fost condamnați la 10 ani de închisoare. Este adevărat că în cazul lui Sorin Ovidiu Vântu s-a făcut un cumul. Încă 10 ani pentru Sorin Ovidiu Vântu. Este a 5-a pedeapsă primită în ultimii 7 ani de controversatul om de afaceri. Magistrații Curții de Apel au emis astfel un nou mandat de executare pe numele omului de afaceri, după ce au contopit ultima condamnare cu celelalte pedepse primite de-a lungul anilor de Sorin Ovidiu Vântu. Am spus domnului procuror Marius Iacob că avem probe indubitabile audio-video care demonstrează falsitatea tuturor acuzaților. Domnia s-a refuzat orice probă și a dispus arestarea mea. În același dosar, tot o pedeapsă de 10 ani de detenție a primit și liderul de sindicat, Liviu Luca. Procesul privind delapidarea patrimoniului Asociației Salariaților din Petrom a început în 2014. Procurorii arătau, la momentul trimiterii rechizitoriului în instanță, că în perioada 2005-2006, Sorin Ovidiu Vântu, Liviu Luca și Octavian Țurcan au constituit un grup infracțional organizat, ce a vizat obținerea de fonduri materiale din patrimoniul Asociației Salariaților din Petrom. Cum vă simțiți? V-au trimis ăsta în judecată? Sau încă nu? Omul de afaceri este în penitenciar din iulie 2016, unde execută pedeapsa de 8 ani de închisoare primită în dosarul privind devalizarea societății Petrom Service. După un proces început în 2012, magistrații l-au găsit vinovat pe omul de afaceri de spălare de bani și instigare la delapidare. Ne întoarcem în timp și ne amintim că în 2015 Tribunalul București îl condamna pe Sorin Ovidiu Vântu la 6 ani și 4 luni de închisoare pentru spălare de bani. Vântu mai are însă două condamnări definitive. Una în dosarul privind favorizarea lui Nicolae Popa și cealaltă în cel privind șantajarea lui Sebastian Ghiță. Puteți,
De-a lungul timpului, controversatul om de afaceri a început să realizeze filmulețe pe care le-a grupat într-un blog. În înregistrări, Vântu arunca săgeți către clasa politică, dar și către dosarele aflate pe rolul instanțelor. S-a văzut că politicienii sunt finanțați cu sume uriașe de bani, așa cum v-am scris pe blogul meu. Ce se întâmplă acum? Se curăță liderii pătați ai PDL-ului, se face loc astfel încât viitoarea guvernare să nu mai poată fi acuzată că este alcătuită din vechi hoți. Omul de afaceri a fost încarcerat pentru prima dată în iunie 2012. A stat un an după gratii. În ianuarie 2014 a fost condamnat pentru a doua oară în dosarul legat de favorizarea lui Nicolae Popa. A fost eliberat condiționat 11 luni mai târziu, însă s-a întors în penitenciar în iulie 2016, atunci când a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare. Sunt convins că cererile de arestare emise de către DNA vis-a-vis de persoana doamnă Elena Udrea va umplu cratitele, va crea acoperișul deasupra capetelor. V-am văzut bucuria, zburdălnicia când ați auzit de acolo. Este departe de a fi suficient. Câteva arestări, chiar de când sunt cu duimul și televiziunile de știri, au devenit cronice ale DNA-ului, care nu cuprind decât arestări, dezbateri pe arestări și starea vremii. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost emisiunea din seara aceasta. Să aveți o mini-vacanță frumoasă și să petreceți cu măsură. Ne revedem săptămâna viitoare la dosarele DNA, aici, la Prima TV.